Bună tuturor, bine ați venit! Apreciez prezența voastră. Eu sunt Amalia, mentor de manifestare în cadrul Manifestation Academy și terapeut Pranic Healing, dar lăsând la o parte toate titulaturile, școlile, diplomele, sunt spirit liber și ghid intuitiv. Aș vrea să trec peste emoțiile care mă capturează în acest moment și să le gestionez înainte să încep această sesiune cu voi. Și vreau să vă întreb câți dintre voi aveți emoții să vorbiți în public? Bun, deci nu sunt singura. Nici tu n-ai, Marius. Am mai multe emoții acum decât am avut. De fapt, nu am avut, acum am. Bun. Ceea ce vreau să spun, adică unde vreau să ajung, este că emoțiile pot fi constructive și ne putem ghida, canaliza emoțiile pentru a crea ceva. Este uman să avem emoții. Este uman să ne încerce niște furnicături, fluturași prin stomac când vorbim în fața unui public. Și e în regulă. Pot accepta asta. Dacă n-am avea emoții, cred că atunci ar fi o problemă. S-au făcut niște studii la un moment dat legate de frica aceasta de vorbit în public, care s-ar traduce la nivel de creier și ar fi echivalentă cu frica de moarte. Deci de aia ne tremură mâna în momentul în care vorbim în public, pentru că ne simțim cum? Știți? Sau? 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 Evaluați. În multe feluri, fiecare prin prisma ochelarilor lui. Alții poate se simt vulnerabili, pentru că lentila care le e pusă pe ochi vine din vulnerabilitate, nu din frica de a fi judecați. Bine, care dintre voi are vreo dorință? Credeți că este bine să aveți dorințe? Intenții mai bine. Dar de ce n-ar fi bine să avem dorințe? Pentru că să apară copiilor. Așa. Pentru că sunt apară copiilor. Să le îndeplinește Moș Crăciun, mi le aduce iepurașul, mi le îndeplinesc părinții. Nu, ok, poate fi și acesta un punct de vedere, da. Și totuși, eu cred că este bine să avem dorințe. Pentru că aceste dorințe sau intenții le putem numi cum vrem noi. Important este să ne găsim limbajul care să rezoneze cu noi, cu mintea noastră, cu conștiința noastră. Aceste dorințe sunt un motor care pune energia în mișcare și care ne ajută să experimentăm diversitatea. Ai unele dorințe care poate par imposibil de atins sau am mai auzit oameni care spuneau că se simt triști când se gândesc la dorințele lor pentru că li se par niște vise irealizabile. Ați simțit vreodată asta? Nimeni nimic? Ok. Apreciez sinceritatea. Ce știi despre manifestarea conștientă? Asta e o întrebare retorică pe care mi-o pun eu mereu și mereu încerc să
găsesc o explicație și mai bună, și mai bine, și mai bună, și mai bună. Dar înainte de asta aș vrea să clarific ce înseamnă manifestarea în general. Fără conștient, da? Lăsând la o parte cuvântul conștient. Manifestarea este modul nostru de a experimenta lumea. Este modul în care conștiința noastră se experimentează pe sine, indiferent că este pe pozitiv sau pe negativ, indiferent că experimentăm ce ne place sau nu ne place. Noi manifestăm zi de zi, pe pilot automat, indiferent că conștientizăm asta sau nu. Deci este impropriu să spunem, învăț să manifest. Tu deja manifesti. Înveți să manifesti conștient, e altceva. Și acum, ce este manifestarea conștientă? Este capacitatea de a manifesta un obiectiv. Capacitatea de a experimenta voit un eveniment, un bun material, o experiență de orice natură ți-ai dori. Dar cum? Mulți au încercat și poate nu le-a ieșit. Și au spus, treaba asta cu manifestarea nu funcționează, e o prostie, cărți, nu știu ce, cartea The Secret, toată lumea a citit-o, mambo jumbo, nu știu, sunt multe chestii pe acolo și pare așa foarte glamorous la început, dar e greu de atins. Mulți au încercat cu bilete la loto după ce au citit The Secret și au intrat în și mai mari deziluzii. Dar asta pentru că aceia care au eșuat au pornit din start pe premisa greșită. Nu au avut abordarea necesară, abordarea corectă. Pentru că manifestarea vine întotdeauna din interior spre exterior. Este o reflexie a conștiinței noastre. Manifestarea nu vine atrasă. Dorința noastră, obiectivul sau ceea ce vrem noi să manifestăm, nu vine atras de undeva din univers, a.k.a. legea atracției. Nu mă înțelegeți greșit, nu mă iau de legea atracției, are părțile ei bune, dar este explicată incomplet. Și atunci, ar fi bine să conștientizăm că suntem ființe umane și nu magneți și că manifestăm din identitate. Nu atragem ceva din exterior. Semnele preced întotdeauna interiorul. Niciodată invers. E ca și cum am fi niște proiectoare. Imaginați-vă un proiector într-o sală de cinema care rulează un film. În momentul în care nu ne place filmul, ce facem? Mergem să dăm cu roșii în ecran, în actorii ăia să se oprească? Mergem la proiector și îl oprim. Dacă e prost, îi dăm foc. Adică dizolvăm imaginea, adică credințele limitative din... De unde? Da, adică din subconștient. Adică noi manifestăm din identitate, identitatea asta fiind o creație a informațiilor noastre din subconștient. Adică noi tot ce manifestăm este o realitate creată prin propriile noastre gânduri, credințe, convingeri, asumții. Și aici ajung și la legea asumției, care este, din ce cred eu, o parte importantă a manifestării, care merită studiată pe lângă legea vibrației,
pe lângă, și pe lângă alte legi. Dar legea asumției este legea care spune că ceea ce presupui, adică ceea ce ai în subconștientul tău ca informație, ceea ce rulezi în mintea ta cu persistență, se va manifesta mai devreme sau mai târziu. Nu toate gândurile se manifestă. Se manifestă gândurile predominante. Da, bun. Hai să dăm exemplu o relație, ca să facem o analogie, să fie mai ușor de înțeles. Poate unii dintre noi, voi sau alții care nu sunt în această sală, au avut o experiență neplăcută într-o relație. Și s-au gândit că e prea frumos să fie adevărat. Până la urmă, așa a arătat realitatea, că s-a și manifestat cumva că a ajuns să fie prea frumos să fie adevărat. Adică nu a ținut. Sau ai crezut că ești neales. Manifestările care au precedat ți-au arătat respingerea. Și tot așa, exemplele astea pot continua. Fiecare dintre noi cred că a experimentat mai mult sau mai puțin o relație care n-a funcționat. Dar dacă e să-ți amintești ce anume nu a funcționat în relația respectivă, oare de câte ori ai rulat în minte gândul care a urmat? Face logică. Adică, cu mult înainte să se întâmple ceva în realitate, s-a întâmplat deja în mintea noastră. Și poate nu în mintea conștientă, poate în mintea subconștientă. Și nici măcar nu suntem conștienți că era acolo convingerea aia că stai un pic, că iubirea e o loterie, că de fapt relațiile nu durează. Poate e acolo o credință limitativă de când erai copil. De când ai văzut-o pe mătușa că s-a despărțit de unchiul și ăla a plecat cu alta. Și ai înțeles că asta e povestea despre relații sau despre iubire sau despre ceea ce vrei tu să însemne o interacțiune între doi oameni. În situația asta, în primul rând, este necesar să înțelegi ce a creat despărțirea. Și când mă refer la asta, mă refer la ceva ce s-a întâmplat cu mult înainte de experiență. Că poate este o traumă rădăcină undeva, în copilărie, în adolescență. Poate asta ți s-a mai întâmplat și anul trecut, și acum 2 ani, și când aveai 16 ani. Și îți dai seama că de la prima relație eșuată, toate au fost cam la fel. Când există un tipar repetitiv, acolo trebuie să se nască niște semne de întrebare. Și încă o idee pe care nu toată lumea o acceptă este că în realitatea ta doar conștiința ta operează și are putere de manifestare. Ce vrea să însemne asta? Știe cineva? Da, asta ar fi pe baza legii asumției, dar asta înseamnă că, din punct de vedere al fizicii cuantice, fiecare om are propria lui realitate, versiune de realitate. S-ar traduce cumva mai ușor de înțeles, fiecare are adevărul lui, dar nu despre asta e vorba. Este vorba despre faptul că
în realitatea ta, doar tu ai liber arbitru. Și alții pot avea liber arbitru în realitatea ta, dacă le permiți tu. Nu mă contrazice nimeni? Nu? Chiar nimeni? Deci dacă ești obișnuit cu situații în care oamenii te abandonează, ești singur, te simți singur, nu ești ales, nu ești prioritate, ești orice altceva în afară de situația ideală, atunci e important să găsești rădăcina acestor situații și să le tratezi. Pentru că netratate, ele vor genera pe pilot automat noi și noi și noi manifestări de același tip. Aceste aparent noi creații manifestate nu sunt altceva decât confirmări ale identității. Nu știu de ce am mai adus-o asta, pentru că evident că nu o să citesc. Nici nu mai știu ce scrie. Manifestările vin din identitate, aceasta fiind sculptată și modelată, bineînțeles, cum spuneam, de asumțiile din subconștient. Și atunci, cu cine trebuie să ne împrietenim noi ca să putem manifesta ce vrem? Ta-dam! Da. Și acum, dacă avem și depistăm un caz de tipar toxic, repetitiv, hai să ne imaginăm energia traumei, așa, ca o sferă, care revine cumva reîntrupată într-o formă asemănătoare, în care generează noi manifestări de același tip, atâta că are alt decor, alte personaje, miroase altfel poate, dar e la fel. Ne spune același lucru, ne confirmă identitatea traumatizată. Mie mi-e foarte ușor să vizualizez tot acest proces, pentru că am fost scenograf de teatru câțiva ani, am proiectat decorul și costumele pieselor de teatru și am petrecut foarte mult timp în sala de teatru, pe scenă și în spatele scenei. Și am avut ocazia să văd chiar și aceeași piesă de teatru făcută de doi regizori diferiți, care, bineînțeles că scenariul era același, dar erau alți actori, alte costume proiectate de mine, da, risipă totală, asta e altă poveste, și cumva, dacă încercați să vizualizați această reciclicitate, reîncarnare a traumei, este ca și cum ai retrăi pe aceeași scenă întâlniri cu alți actori care vin să spună același lucru. Obositor. Nu știu, parcă mai trebuia să zic aici ceva, dar am uitat. De fapt, tu ce faci în momentul în care manifesti? Alegi o realitate care să se potrivească cu identitatea ta. Cam la asta se rezumă. Fizica cuantică ne învață că timpul nu este liniar, doar noi îl percepem așa. Astfel că... Asta ce înseamnă? Pentru unii poate însemna ceva confuz și oare cum se poate întâmpla asta și cum... Dar e real, e demonstrată științific treaba asta. Dar asta e o veste bună. De ce? Pentru că putem interveni asupra subconștientului pentru a trata aceste evenimente neplăcute, traume, rădăcini toxice... într-un timp scurt, perceput de noi scurt, deoarece
subconștientul nu percepe timpul așa cum îl percepem noi. El nu discerne, nu judecă și nu critică în niciun fel informația pe care o trimite conștientul nostru. Orice informație care are valoare de adevăr la nivel de conștient primește bifa și merge spre subconștient. Și subconștientul primește cu brațele deschise. Dacă este o informație care persistă suficient de mult, subconștientul va crea niște căi neuronale noi și va merge pe calea aia, pentru că subconștientului îi place calea cunoscută, calea familiară. Și această cale familiară lui este calea de siguranță a lui. Pe subconștientul nostru nu-l interesează aspirațiile, fericirea noastră, să ne îndeplinim obiectivele. Pe el îi interesează calea lui de siguranță. Ori dacă calea lui de siguranță este, să zicem, cu o femeie, are traumă de abuz. Păi subconștientul înțelege că calea aia de abuz este calea de siguranță, este calea cunoscută. Calea cunoscută, familiară, egal calea de siguranță. Și atunci, aia o să-ți dea. Aia o să manifesti. Și psihologii pot confirma treaba asta, adică nu-i permanent în cabinetele de psihologie, intră femei abuzate care au fost abuzate și în copilărie. Mai rar sau deloc. Femei care au avut o copilărie extraordinar de frumoasă cu părinți grijulii, iubitori și cu un anturaj plăcut să fie abuzate la maturitate. Pentru că nu au de unde manifesta treburile astea și mai ales că o parte importantă a identității noastre se formează până la 7 ani. Pentru că până la 7 ani creierul copilului este în stadiul teta. Adică este foarte ușor să absoarbă informațiile. Și mai ales că până la 7 ani orice primești ei de bun, că nu discerni. Bun. Deci dacă ne-am înțeles că putem manifesta pe negativ și că funcționează treaba asta pe negativ cu traumele, deci ar fi greu să înțelegem că poate funcționa și pe pozitiv. Nu-i greu, nu? Adică putem ajunge la înțelegerea asta, că se poate și pe pozitiv manifesta. Toată lumea de acord? Hai să discutăm un pic despre îndoiala asta, care... Deci dacă... Deci dacă nu crezi că poți avea ceea ce îți dorești, și nu mă refer doar la mintea conștientă, mă refer și la cea subconștientă, înseamnă că ai un program limitativ acolo în spate, o credință care te limitează, un program, o traumă, numește-o cum vrei, care îți sabotează capacitatea de a manifesta ceea ce îți dorești. Programul ăsta se poate auzi în minte ca o voce interioară binevoitoare care îți șoptește: nu risca, nu te duce, nu încerca, nu e suficient de bun pentru asta. Dar tu nu știi că și alții au încercat și n-au reușit. Cu ce crezi că ești tu mai bun? Sau pentru ce să riști? Nu mai ții minte când ai mai riscat și ai pierdut și de câte ori nu știu ce? Vocea asta e deghizată în vocea aia intuiției care ar vrea să te ajute. Dar nu-i vocea intuiției. E doar îndoiala. Atât.
orice gând care îți spune că nu ești suficient, că nu poți, e o minciună și trebuie luat ca atare. Deci dacă te îndoiești de tine și n-ai o părere bună despre tine, la asta trebuie lucrat. Pentru că însăși părerea asta despre tine îți modelează identitatea. Și după cum am spus, noi din identitate manifestăm, nu din tehnici de manifestare. Deci nu vă mai lăsați păcăliți. Au și tehnicile de manifestare rolul lor. O să ajungem și la povestea aia. Deci, există soluții pentru a putea manifesta conștient. Acum urmează pasul acela în care eu trebuie să mă laud, dar nu o să o fac pentru că mă laudă suficient cursanții mei și sunt sigură că energia asta se simte într-un mod sau altul și pentru mine e suficient, că știu eu. Te-ați poți să faci o schimbare. Dacă ai avut vreo conștientizare în această conferință, deja poți să faci o schimbare în viața ta. Poți să iei niște decizii. Poți să ajungi, în primul rând, să-ți disciplinezi mintea și să ai o dietă mentală care să nu mai permită tuturor gândurilor toxice să circule așa pe pilot automat. Cum se face asta? Printr-o simplă observare. Și prin a fi prezent în corpul tău, în mintea ta, în viața ta. Și în momentul în care ești prezent și îți observi gândurile și îți dai seama, cum am spus eu, că vine îndoiala mascată în foarte multe moduri, în foarte multe feluri în care să-ți spună că nu poți, nu face, nu-i bine, stai cu minte, mâinile la spate. Alea-s voci care nu-ți vor binele. Fă cum simți. Bine, uneori nu simți tocmai din cauza acestor voci. Dar liniștește mintea, observă și de acolo încolo poate să înceapă o schimbare către evoluție. Metoda cu care lucrez eu este împărțită în 4 pași. Este o metodă foarte atent studiată, deja testată. Prin îndrumarea și ghidarea mea trec zeci de cursanți în fiecare lună. Poveștile lor de succes sunt peste așteptările lor. Nu peste ale mele, peste ale lor. Primul pas este vindecarea traumelor sau dizolvarea credințelor limitative din subconștient care sabotează activarea capacității de a trăi într-o conștiință înaltă. Că despre asta e vorba. Apoi, identificarea identității conceptului de sine din traumă pentru a putea fi remodelat. Cum putem remodela ceva pe care nu cunoaștem? Deci, cunoaște-te pe tine și vei cunoaște Universul. Pasul 3 e legat de transformarea identității către o identitate mai bună și apoi către identitatea ideală. Și abia pasul 4 este pasul tehnicilor de manifestare, pe care eu îl recomand doar în cazul în care s-a lucrat riguros pe identitate. Nu mai am foarte mult timp să spun și despre asta. Cei care sunteți curioși de ce, doar atunci se fac tehnicile de manifestare, nu când le auzim pe internet, vă aștept la standul meu și putem povesti mai degajat. Vă mulțumesc!